Campania de vaccinare a copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 și 11 ani a început timid în județul Olt. Doar 17 copii au fost imunizați anticovid în primele două zile la Slatina și Caracal. În primele două zile de la debutul campaniei de vaccinare împotriva infecției SARS-CoV-2 a copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani, 17 copii s-au prezentat în centrele de vaccinare de la nivelul municipiului Slatina și Caracal pentru administrarea primei doze de vaccin pediatric. Medicii de familie fac apel la părinți să își vaccineze copiii. Vaccinul nu le poate face decât bine, spun cadrele medicale. Sfatul meu este să-și vaccineze copiii dacă vor să nu aibă incidență în casă. Fiecare dintre noi, cum sfătuiesc să-și facă vaccin pentru oricare dintre boli și plus vaccinurile obligatorii, la fel vă sfătuiesc să faceți și vaccinul pentru COVID, deoarece copiii sunt vectori de transmisie. Toți avem un bunic, o bunică, care probabil e bolnav. Riscăm ca nepotul să-i aducă acasă fix această boală care poate să aibă consecințe catastrofale. Vaccinul anticovid poate face rău în vreun fel copilului? După cum știm și noi adulții, care mulți dintre noi am făcut vaccinul și am văzut că în afară de unele stări febrile și unele dureri, nu am avut nimic. Sau o durere la nivelul locului de injectare. În rest, nu au fost raportate cazuri. Între timp, continuă și vaccinarea adulților. 310 persoane au fost imunizate în ultimele 24 de ore în județul Olt. Sunt în jur de 100 de persoane zilnic se prezintă pentru vaccinare pentru toate cele trei doze. Și pentru doza 1, și pentru rapel, și pentru doza booster. În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Olt, 310 persoane s-au prezentat pentru administrarea vaccinului împotriva infecției SARS-CoV-2, din care 77 de persoane s-au prezentat pentru administrarea primei doze de vaccin. De la debutul campaniei de vaccinare împotriva infecției COVID-19 până în prezent, la nivelul județului Olt au fost realizate 281.940 de doze. Vaccinul rămâne singura soluție pentru a scăpa de pandemia de COVID-19. Între timp, numărul infectărilor crește de la o zi la alta în toată țara. Specialiștii spun că noua variantă de COVID, respectiv Omicron, este foarte contagioasă și rezistentă la majoritatea anticorpilor monoclonali, dar poate fi neutralizată printr-o doză de rapel.